Vă pot spune că următorul spectacol va fi unul mai, de o mai mare angvevulă. Vom interpreta Sinfonia 5 de Beethoven, supranumită și Destinul, faimoasa sinfonie care poate toată lumea știe începutul de Sol 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 Mi, care cineva Destinul bate la ușă. Și alături de această sinfonie îl vom avea pe Ovidu Păjol, uh, pianistul alba iulian, care cred că suntem toți familiari cu el. Uh, el va interpreta concertul imperial, tot numărul 5, tot de Beethoven. Uh, vor urma, va urma un concert uh, un pic altfel, uh, un concert uh, un de tango. Uh, vom avea invitat, uh, atât un uh, acordeonist din Târgu Mureș, care e și orchestratorul partiturilor care le vom interpreta, o adaptare de pe anumite tango celebre pentru orchestră de coarde și îl vom avea chiar pe colegul meu și managerul Centrului de Cultură în postura care mie îmi place cel mai mult să-l văd și anume cântând la nai și ne vom bucura de o muzică foarte emoțională și plină de ritm al tangoului. asta va fi în iunie. În iulie, tot în Catedrală, vom face un concert intitulat Vioara Barocă, Baroc Violin, unde vom înfățișa din creația compozitorului baroc, compozitorul baroc, din perioada barocă, concerte de Vivaldi, pentru o vioară, două viori, trei viori, patru viori, și uh, din creația lui Johann Sebastian Bach, concertul pentru o vioară la minor și dublul, celebrul dublul de uh, pentru două viori de Ioan Sebastian Bach. În august, o iarăși o invitată foarte specială, uh, Cipriana Smărândescu, o clavecinistă și organistă. Um, ea este originară din Alba Iulia, dar are o carieră foarte, foarte, foarte plină de realizări în Italia, unde este specialistă în muzica baroc. În septembrie cred că mergem la Blaj, Iar în octombrie iarăși un moment foarte dificil pentru orchestră, pentru că vom interpreta anotimpurile de Astor Piazzola și anotimpurile de Antonio Vivaldi. Va fi un duel între doi violoniști tineri și foarte, 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 foarte plin de euforie, expresivitate și anume Mircea Lazar, violonist uh, uh, din Deva original care activează în București și Radu Dunca, concert maestrul, uh, orchestrei opere din Cluj, uh, care momentan este la o masterat în Amsterdam. Um, ei se vor duela pe muzica lui Vivaldi și lui Piațola, și vor duce pe scena alba iuliană, cele două mari creații în timpurile de Vivaldi și în timpurile de Astor Piazzola în noiembrie vom avea un concert unde vom avea soliști doi clarinetiști doi clarinetiști de mare valoare din Cluj-Napoca, amândoi sunt lucrează la filarmonică și sunt profesori în, la Academia Gheorghe Dima Răzvan Poptean, el, cu el am discutat și am încercat să aducem un pic clarinetul ca și instrument solistic aici, să le arătăm un pic publicului de ce, ce înseamnă un clarinet și ce ar putea face. Și de aceea vom face două, două, concerte pentru două clarinete de Mendelssohn. Iar probabil pe final de stagiune, în decembrie, vom avea din nou colaborare cu Ansamblul Județului Alba, într-un concert frumos de Colinde, de Colinde românești, unde bagheta îi va aparține lui Alexandru Pal, și vom cânta Colinde românești, orchestrată pentru orchestră de cameră, poate chiar un pic mai mare spre, spre sinfonică.